Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Gorj așteaptă acum raportul verificărilor efectuate de Corpul de Control din Ministerul Educației după vizita de ieri. Reprezentanții Ministerului au verificat dacă sesizările părinților de la Școala 7 se confirmă. Părinții au depus reclamație privind atitudinea unor cadre didactice, dar sunt nemulțumiți și de modul în care s-a realizat procesul de comasare a școlii numărul 7 cu Școala Ecaterina Teodoroiu. Corpul de Control a purtat discuții cu reprezentanții Inspectoratului Școlar și cu conducerea Școlii Gimnaziale Ecaterina Teodoroiu. Părinții elevilor vor ca Școala 7 să-și păstreze personalitatea juridică sau să fie comasată cu liceul auto. Reprezentanții Ministerului Educației vor fi cei care vor lua decizia finală.